Primăria Dornești a fost amendată cu 15.000 de lei pentru gunoaiele aruncate în mai multe zone ale comunei. Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a apariției unui articol apărut în presa locală. Cei de la Garda de Mediu s-au autosesizat efectuind verificări specifice pe teritoriul administrativ al acestei comune. Comisarii au constatat abandonarea neconformă de deșeuri menajere și reciclabile în amestec, deșeuri din construcții precum și resturi vegetale pe două amplasamente. Ca atare, Primăria Dornești a fost sancționată cu 15.000 de lei, iar suplimentar, comisarii Gărzii de Mediu Suceava au impus măsura salubrizării amplasamentelor afectate și aducerea terenilor la starea inițială. Garda de Mediu Suceava s-a autosesizat efectuând verificări specifice pe teritoriul administrativ al acestei comune, ocazie cu care s-a constatat abandonarea neconformă de deșeuri menajere și reciclabile în amestec, deșeuri din construcții precum și resturi vegetale pe două amplasamente. În consecință, în sarcina autorității administrației publice locale, comunei Dornești i s-au aplicat o sancțiune contravențională în cuantum de 15.000 de lei în baza legislației specifice privind regimul deșeurilor, totodată fiind impusă măsura salubrizării amplasamentelor afectate de depozitări neconforme de deșeuri, a transmis Garda de Mediu Suceava.